Mulțumesc, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciune. Nu mai am cuvinte înainte al Dumnezeu. În sfârșit, în noaptea asta o să mă culc în căldură. Astăzi o să ajung soba la domnul Solomon. Am oprit aici undeva ca să putem monta soba, să o putem duce întreagă și să se poată folosi de această sobă. Am folosit modelul ăsta pentru că el are nevoie ca aici să-și încălzească mâncare, pentru că el nu are un loc unde să-și gătească mâncare. Aici e cuptorul. O să se folosească de ea așa cum va ști el și cum va avea nevoie. Știți, probabil că fiecare dintre noi avem acasă căldurică, centrală și, bineînțeles, e de apreciat pentru fiecare care e gospodar și își face treaba la timp și are de toate. Însă sunt oameni care pur și simplu poate n-au capacitatea ca să facă lucrurile astea. N-au putere, n-au avut sprijin din partea părinților, cum ar fi Solomon, un orfan care a crescut majoritatea timpului la o casă de copii, o școală pentru copiii cu dizabilități. Pentru oamenii ăștia se merită să ne luptăm, pentru că, știți ceva, au și ei o inimă în piept și un suflet. Vrem să mulțumim la toți cei care v-ați implicat pentru ca această sobă să fie posibilă. Nu m-am așteptat. Dumnezeu să le binecuvinteze, ca să am căldură. Dumnezeu să le răsplătească. Dumnezeu să le binecuvinteze, ca să pot fac căldură. Aici mai fac și eu cartofi, pun aici. Aici mai fac. Solomon, până acum tu unde îți încălzeai mâncarea? Mâncarea, mai mâncam la o vecină, mai mâncam borș. Și când nu era vecina? Mâncam așa, ranărie și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a pregătit unde să fac mâncare, să mă încălzesc. De mult n-am mâncat o mâncare caldă. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai ascultat rugăciunea. Soba asta e o minune cu adevărat. Nu mai am cuvinte înainte al Dumnezeu. Domnul ți-a pregătit soba asta. Da. Să ai grijă de dânsa. Da. La noapte o să fie cald. De cât timp aștepți o noapte caldă? Aștept de mult. De mult nu m-am culcat în căldură. Am auzit că acum 2 ani a fost cineva la dumneavoastră și v-a cumpărat o sobă. Da, mi-a cumpărat. Unde-i soba? Când am fost la spital, deci mi-a furat-o din casă. Am avut cheie, dar mi-a furat ușa. Și când am venit la spital, tot era răscolit. Era. La vecină mai mă încălzeam. Mergea dimineața la 7-8, mergea la dânsa și mă încălzeam la sobă, că nu mai puteam de frig. Nu puteam. Mulțumesc cu Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat să mănânc, că mi-a dat sobă, mi-a dat... În sfârșit, în noaptea asta o să mă culc în căldură. De mult nu o ars focul în casă la mine. O să stau la sobă până și mă încălzesc. În sfârșit că iasă fumul pe ori la mine.